Iată-ne aici, pe tot spațiul, ca într-o fotografie de sfârșit de an școlar. În stânga jos se află Dârzu Covaliu, veteran al cosmosului, comandant în două expediții de lungă durată. Jos în dreapta, eu. Bună ziua, domnule Dumitru Dorin Prunariu! Vă mulțumim că ați venit astăzi în Parcul Titan, Parcul Artelor, ca să marcăm împreună un eveniment excepțional. În primul rând, Ziua Internațională a Astronomiei, care se sărbătorește în întreaga lume. Este vorba de primul zbor al unui cosmonaut român în spațiu și până la ora aceasta, ultimul. Este vorba de marele nostru cosmonaut, împreună cu distinși invitați pe care îi vedeți aici. Ar fi al doilea moment unic, pentru că eu cred că în România nu au mai fost niciodată atât de mulți cosmonauți, atâtea personalități extraordinare. Nu în ultimii 17 ani. Și vă mulțumesc pentru această alee, cea mai frumoasă și mai importantă alee din parcul dumneavoastră, se va numi Aleea Exploratorilor Cosmici, sau mai pe scurt, Aleea Cosmonautilor în România. Încă o dată vă mulțumim mult pentru prezență și vom inaugura această Alee a Exploratorului Spațiului Cosmic pentru a inspira pe copii, pe tineri, să fie dedicați științei, tehnologiei și să-și urmeze visurile în viață.